Desertarul lui Ciuclaru. Și s-a deschis. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi bună o să dimineața. Avem doi de Ciuclaru. Ca în filmul ăla, știi, cu Van Damme, dublu impact, Ciuclaru rău și Ciuclaru bun. Da? A comis-o doamna Dăncilă din nou, da. Și vreau să și glumim, dar să o și apărăm. Da. Așa e bine, să iasă rubrica asta extrem de obiectivă. Da. A comis-o. Hai să vă aduc aminte. Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro 2020 și hotărârea guvernului. Ok, putem să oprim. Ar fi fost bine, dar ea se referea la cursul euro. Numai că 20-20 e un curs destul de mare. Un euro, 20,20 lei ar fi un pic cam mult. Dumnezeu de cursul ăsta. Bun. Doar dacă ai salariu în euro, atunci. Hai să-l punem la treabă pe Ciuclarul rău, da? Știți care a fost materia preferată a doamnei Dăncilă în școală? Care? Istoria. Aici învăța despre răscoala de la 1907, unirea de la 1918. Păi, care e romanul preferat al doamnei Dăncilă? Yeah. Mai 03. Mai 03? Da, ultima noapte de dragoste, prima noapte care am plecat la război. Astăzi este 1-3-0-4-18, nu? Exact. Cred, 1-8. E 20-02. Știți când s-a îndrăgostit Viorica Dăncilă de matematică? Când? Când au studiat mulțimea videle. Aoleu. Bun, și acum să-l scoatem pe Ciuclarul cel bun și să spunem că n-ar trebui să fim atât de vehemenți cu doamna Dăncilă. Nu se exprimă ea bine, dar a făcut și lucruri bune. Cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi? A făcut lucruri bune, serios. Uite, a reintrodus umorul la știri. După dispariția lui Vanghelie, nu a mai avut un om politic atât de bun la a provoca râsul. Felicitări, doamna Dăncilă, sper să o țineți tot așa într-un râs până în 2040. Ferească Dumnezeu. Uite, nu vrei să stăm cu ea, mă, până în 2040. Multă lume spune despre exprimarea premierului Dăncilă că ar fi la pământ. Foarte bine, pentru că suntem o țară preponderent agrară. Corect. E nevoie de cineva bun la chestii cu pământul. Uite ce scrie pe Wikipedia. În 2015, Viorica Dăncilă fusese nominalizată pentru premiul de cel mai bun europarlamentar la categoria agricultură. Posibil să fi ratat premiul la mustață, pentru că nu spune dacă... La o mustață câștig. Din Teleorman, da. Exact. Mai sunt răutăcioși care spun că doamna Dăncilă nu prea ar avea școală. Păi scuzați-mă, dar doamna Dăncilă e școala, gen. Ea a predat. Asta înseamnă că ea le-a dat elevilor note 4, 5, 20, 8, 9, 1, 0. 1, 0? Nu? Mai rar 1, 0. Se spune că 1, 0 e nota profesorului. Dar fii atent, deci am și o întrebare. E cineva care a luat un 1, 0 de la Dăncilă? Apropo, știți ce a predat? Ce? Utilajul și tehnologia lucrărilor mecanice. Ce asta? Când asta a predat. Discipline tehnice, de fapt. Am înțeles. Asta spune adevărul.ro. Când a fost întrebată ce carte a inspirat-o, doamna Dăncilă a răspuns în felul următor. Îmi place să citesc și încerc să citesc ori de câte ori găsesc timp. Dar cum să găsească doamna Dăncilă timp când ea caută soluții? Știm cu toții, nu? Cu echipa care? Da. Și acum o concluzie. Țara, în momentul ăsta, e condusă de doi foști profesori. Unul de fizică și altul de utilaje și lucrări mecanice. Și deși suntem conduși de doi profesori, suntem repetenți la atâtea și atâtea domenii. Pe nu suntem noi de vină? Elevi proști, leneși, incompetenți. Dar știi care e cartea? Luaze. Exact. Cartea preferată? Yeah. Care? 1984. Să mai crezi în proverbe. Ai carte, ai parte. Vax albina, crema puca. S-a stricat treaba. S-a stricat rău de tot. Ești cu Miu și Striblea. Digi FM. Ca să știi.